Mamele vor merge mâine la Superneața cu Răzvan și Dani și au și un task, o misiune de îndeplinită. Acestea vor face mucenici care din ce am înțeles de la fete vor fi premiați. Cred că o singură mamă va fi premiată, însă din ce am văzut până acum, cred că totuși o să facă cumva luatul la grămadă toate mă gândesc că o să iasă același gust sau poate se vor orienta pe parcurs să vadă cum îl vor face. Fetele vorbeau în dormitor despre ce fac mamele la bucătărie și atunci a spus Antonia că vor exista și premii, iar Iuliana zicea că i-a zis soacrei să, când merge acolo să o laude, că ce noră bună are. Apoi a început Antonia să povestească faptul că ei nu îi place să gătească, dar și când gătește face o mâncare foarte gustoasă și bună. Vom vedea ce mamă va fi premiată, ce mamă va câștiga și mai ales ce premiu.